Grea pentru că este primul meci, grea pentru că antrenamentele specifice le-am început chiar aici în Spania, în București am avut numai antrenamente fizice, s-a văzut la echipă, s-a mai văzut faptul că echipa este încă neomogenă, s-a văzut faptul că 12 jucători au făcut un salt brusc de la Liga 3 la Liga 1, chiar cu o echipă care este pe locul 2 în Ucraina, o țară cu fotbal foarte bun, o echipă de cupe europene, însă eu sunt mulțumit de evoluția lor. De multe ori nu s-a văzut diferența de valoare între ei și cei din Ucraina. Sper să progreseze și mai mult, sper ca în acest turneu din Spania să omogenizeze echipa, astfel încât să nu mai fie diferență între vechii jucători și cei actuali. Mă refer la abordarea jocului, la tupeul în joc, la personalitate în joc. V-a plăcut pe unul dintre cei tineri? Nu vreau să laud pe niciunul pentru că li se suie la cap. Și... Aveți timp să remediați problemele până la startul roturului? Am un avantaj că acești tineri, promovați la echipa mare, au lucrat cu mine vreo 2 ani în Liga 3 și știu ce le cer și eu știu foarte bine ce pot să dea și cât pot să dea. Dacă e unul dintre ei care nu poate să facă față în acest turneu și văd că este diferență mare între el și ceilalți, nu am ce face, trebuie să le elimin și să caut un jucător pe acel post. Momentan, după cum se pregătesc, sunt foarte mulțumit. Am nemulțumiri la unii dintre cei vechi, care, de asemenea, dacă nu le-am explicat, că așa cum au plecat 16-17 jucători, nu e mare lucru să mai plece încă doi. Nu mă deranjează. E o perioadă foarte grea, neagră în istoria clubului și le-am spus că ei trebuie să o scoată, pentru că până acum, în turul campionatului, n-a fost de vină numai patronii, că nu i-au plătit, numai antrenorii care au plecat sau care sunt acum, o mare parte din vină o au ei, pentru că ei au fost pe teren și ei au lăsat echipa acolo unde este acum. În repriza a doua, afară de Roman, da, și am spus, am fost până atunci când au ieșit cei mai în vârstă, era 2-0. Și au intrat cei tineri, a fost 3-1. Deci ei au terminat neînviși această partidă. Credeți că puteți realiza totuși un melanj între tineri și jucători cu experiență? Se poate foarte bine să facă. Și e foarte ușor pentru că, v-am spus, ei se cunosc din cadrul clubului, chiar dacă au jucat la echipe diferite, Rapid 1 și Rapid 2, ei se cunosc, au mai participat la antrenamentele echipei, deci nu este nicio problemă. Pare un model pentru tinerii jucători, îi încurajează în permanență, vorbește cu ei. Păi, vezi, aici este problema, nu trebuie să fie numai Pancu un model pentru ei și chiar am avut o discuție cu cei mai vârstă și le-am spus că ei trec printr-o situație delicată acum, nu mai este lotul din trecut, atunci când aveau numai jucători cu personalitate, acum sunt jucători tineri care își caută modele în viață, modele în fotbal. Și atunci când ei trebuie să fie primele modele pentru ei, să nu mai își caute ei modele pe la Barcelona, pe la Real Madrid sau mai știu pe unde. Primele modele pentru ei ca fotbaliști trebuie să fie aici, la Rapid. Și asta trebuie să o faci prin comportament, prin modul de pregătire, prin modul de a juca, modul de a fi în afara terenului. Dacă înțeleg bine, dacă nu, eu o bilă neagră pentru ei. M-a impresionat. Aș vrea să mă impresioneze medică pe teren, să arate că a meritat să-l aduc înapoi. Însă după cum îl cunosc eu, pentru că altfel nu îl chemam dacă nu îl cunoșteam, el atunci când eram la echipa a doua, pur și simplu a atras pe acești tineri după el, prin felul de a fi și prin felul de a juca. Și pe lângă asta s-a ajutat și pe el însuși, pentru că a făcut un salt mare de tot la CFR Cluj, unde a jucat în Champions League. Deci le-am ajutat reciproc și a ajutat cu acești tineri la rândul lui. În condițiile actuale, care ar fi obiectivul Rapidului pentru retur? Obiectivul apropiat al meu și al nostru este să formez o echipă, să o omogenizez, să ieșim cu bine din acest stagiu de pregătire. Și atunci, la finalul pregătirii, în funcție de cum vor fi jucătorii, cum va fi formată echipa, voi spune și care este obiectivul. Momentan nu știu evoluția lor. Am avut ieri
două antrenamente foarte grele, chiar dure. Azi dimineață iar un antrenament de 70 de minute. Am vrut să-i văd cum se comportă sub efort maximal, cum se comportă sub stres. Am zis mai stau și cu gura pe ei să văd dacă se pierd, dacă să văd cum reacționează. De-abia aștept pe unul să răspundă. Vor conta rezultatele de aici din cantonament pentru dumneavoastră? Până la urmă, cel care spune că în perioada de pregătire rezultatele nu contează, minte. Pentru că te interesează, că de-aia joci fotbal și în curtea școlii. Și dacă mă duc să joc un fotbal, vreau să câștig. Deci contează rezultatul pentru mulțumirea mea și rezultatul contează pentru mine ca antrenor și pentru ei ca jucător, pentru că victoriile se aduc entuziasm, liniște în pregătire, altfel abordezi meciurile următoare, mai mult optimist. Deci rezultatul contează foarte mult, deși nu este la mijlocul ierarhie sau nu știu ce premii, contează rezultatul pentru moral. A fost mai bine să aveți un adversar mai facil ca primul sau e bine ca tinerii să-i gălească cu aceste jocuri? Jucam și eu cu niște amatori după aici, cu niște bucătari, le vedeam vreo 7-8 și ziceam ce bun sunt. Cu timpul, eu aș vrea să am numai meciuri așa atât de grele, dificile, astfel încât când, atunci când ajung să joc cu echipe mai puțin cotate, să zbur de pe teren. Normal, primul meci după câteva zile cu două antrenamente foarte dure, dar ușor, ușor o să ne revenim. Nu am lucrat foarte mult cu mingea în perioada asta, sperăm acum să începem antrenamentele cu mingea, avem terenuri bune și cu siguranță la următoarele meciuri o să arătăm alt. E greu să vezi atâția copii pe lângă tine în echipă? Nu, de ce? Sunt copii buni, copii valoroși. Sperăm să crească și să ne ajute în acest retur de campionat, pentru că avem nevoie. Ați început prea repede cu mingea? Prea repede. În țară a fost destul de greu să ne antrenăm cu mingea, pentru că nu am avut un teren bun, a nins, a fost acoperit cu zăpadă. Acum am venit aici de o zi și sperăm să prindem vreme bună și să ne antrenăm cât mai mult cu mingea. Ce speranțe trageți pentru retur? La Ionița ai avut mână bună. Din ăștia mici acum noi, pe care simți mai? Pe care o să-l mai iei sub aripa ta? Eu acum l-am Fofane, coleg de cameră. Înainte, da, am stat și cu Ioniță și cu Săpun. Am, cu majoritatea colegilor care am stat, au reușit să plece la echipe foarte bune. Important pentru ei este să se antreneze cât mai bine, să fie serioși și cu siguranță 2-3 jucători vor ajunge sus, pentru că au valoare. În condițiile actuale, ce speranțe trageți pentru retur? Cam care ar fi obiectivul echipei? Obiectivul este să câștigăm cât mai multe meciuri în acest retur, să adunăm cât mai multe puncte și să urcăm în clasament. Ăsta e obiectivul nostru. Ți-a nu-ți pare rău că n-ai plecat de la Rapid? Nu, de ce să-mi pară rău? Dacă am ales să rămân, nu-mi pare rău, pentru că mă simt bine aici, mă simt ca acasă, sunt de 5 ani jumate la această echipă și nu-mi pare rău deloc. Da, normal. Sunt prietenii mei, mă bucur foarte mult că au revenit la echipă. Sunt jucătorii valoroși și jucători cu experiență și sperăm să ne ajute în acest campionat. Dintre tineri de acum, pe cine ai paria pentru retur? Nu, nu-i frumos să dau nume, pentru că toți sunt colegii mei și n-aș vrea să spun de unul sau de altul, dar toți sunt tineri foarte valoroși, au demonstrat și azi. Pentru primul meci, după părerea mea, au făcut un meci bun și, cum am spus și mai devreme, sper să crească frumos, sper să ne ajute în acest retur de campionat și cu siguranță dacă vor face meciuri bune, vor pleca la alte echipe mult mai puternice. Da. Prima oară când am ajuns acolo cu autocarul, ne-am speriat puțin, dar ne-am obișnuit acum. Ne-am dus de 3 ori la acel teren și ușor, ușor ne obișnuim, ne mai speriem.
problemele financiare s-au mai rezolvat? Eu sper să se rezolve problemele financiare, pentru că ar fi păcat să avem în continuare probleme financiare, ar fi păcat să nu fie liniște la echipă, dar eu cred că se vor rezolva aceste probleme.